Dicționar creștin ortodox. Metanie. Acest cuvânt vine de la grecescul metanoia, care se traduce prin sintagma schimbarea minții. În acest sens, e de menționat faptul că această sintagmă se găsește în Noul Testament, în Evanghelia după Matei și în Faptele Apostolilor, fiind tradusă în majoritatea edițiilor Sfintei Scripturi în limba română, prin îndemnul pocăiți-vă. Atât Ioan Botezătorul cât și Iisus își încep propovăduirea cu acest îndemn, pocăința fiind un aspect esențial și constant al vieții creștine. Totuși, în limba română, cuvântul metanie înseamnă închinăciune. În rânduielile de slujbă sunt prezentate două tipuri de metanii, mare și mică, ambele fiind o expresie a pocăinței și umilinței. În primul caz, credinciosul îngenunchează și atinge pământul cu fruntea, iar în cel de-al doilea se apleacă spre pământ atingându-l cu mâna dreaptă. De asemenea, și ragul de noduri folosit de călugări la rostirea rugăciunii lui Iisus are denumirea de metanii. Dicționar creștin ortodox.